Nici nu m-am gândit. Da, e o chestie dificilă, cu ce aș începe. De obicei, la povestirile despre tine încep cu locul nașterii, cu data nașterii, cu amintirile din copilărie, cu școala, cu locul unde te-ai format, matricea care te-a format, locul unde te-ai lansat. Nu cred că are importanță pentru mine. Sunt un actor care am fost foarte des intervievat, foarte des am discutat despre mine, despre debutul meu în teatru, debutul meu în cinematografie, locul de naștere, școala. Știi, eu am o glumă, spuneam și unui amic care e profesor universitar, doctor la Heidelberg, că dacă mă întreabă cineva de unde sunt, eu spun sunt mai dinspre Elveția. Și spune de unde, adică din Sibiu. Eu am o mare mândrie pentru că m-am născut acolo, nu e meritul meu. Istoria i-a adus pe părinții mei acolo, la Sibiu, de câteva sute de ani. Și așa am venit eu pe lume, născut din rodul acestei dragoste dintre tatăl meu și mama mea, care erau sibieni, cum se zice, echt. Adică, mă rog, tata de fapt era din Milham, din Mühlbach, din Sepeșalba. Dar erau români și m-am bucurat mult că mi-au dat viață acolo în orașul ăla și că acolo am făcut liceu. Am făcut Colegiul Lazar, astăzi Colegiul Lazar, un liceu care funcționează de câteva sute de ani. Acolo totul funcționează de sute de ani în orașul ăsta. Acolo am făcut Conservatorul de Artă Dramatică Timotei Popovici în ani foarte grei, foarte în timpul războiului, după război imediat, de fapt. Și asta nu ca să mă fac actor, ci ca să pot să recit, să spun mai frumos poeziile care le scriam. Eram eminamente liric în perioada aia și iubeam fata, cum am fost când am vorbit despre Colea Răută, am spus că el n-a iubit femeile, el a iubit femeia, eu iubeam femeia și eu și scriam versuri și așa mi-a trecut prin cap să mă înscriu la acest conservator care luase ființă în Sibiu. Eram încă elev de liceu. Fratele meu era deja actor la Teatrul de Stat din Sibiu, astăzi teatrul se cheamă Teatrul Național Radu Stanca, pe bună dreptate, pentru că acolo a lucrat foarte, foarte mulți ani acest minunat om de teatru, care mi-a fost și prieten și îndrumător extraordinar, un om de mare cultură, dramaturg, poet de mare talent, în special în balada Burgului, pe care o reprezenta el extraordinar de frumos. Iubea și el Sibiu teribil. El m-a format ca actor, el mi-a dat aripi pentru profesia asta. Încă în primul an de teatru credeam în 1950 că am să mă duc totuși la facultatea de istorie sau de filologie, de litere și drept. Litere și filozofie, că mă visam, cum se cheamă, profesor de literatură comparată. Păi am vrut să fiu marinar, ca toți tinerii. Viața mi-a dat o mare satisfacție mai târziu, când, după mai mulți ani de teatru, când am debutat în film, am cunoscut deja notorietate cinematografică, să fiu distribuit în rolul principal din filmul Toate Pânzele Sus și mi-am satisfăcut acea extraordinară dorință sau chiar veleitate, spune, de a fi marinar, capitan de vas. Am fost capitan de vas, am umblat pe mări, pe oceane, am cunoscut această extraordinară viață marinărească și pot să spun că eu am fost un om pe care soarta l-a răsfățat din acest punct de vedere al satisfacțiilor profesionale.